Bună seara, oameni buni, și bine v-am găsit la primul episod din săptămâna azi, emisiunea în care discutăm despre cele mai importante știri din săptămâna care tocmai a trecut cu cei mai relevanți invitați de pe lumea asta. Astăzi îi avem invitați pe colegii mei care sunt mereu cu mine și anume Cristi Popescu, vă rog aproape. Un om atât de chel că ar trebui să-și lase barbă ca să știe până unde să tragă căciula. Îl avem invitat și pe Toma Alexandru. Cel mai mic comediant mare și omul pentru care s-au inventat poneii. Și are ochii atât de deflortați că face cearcăne la urechi. Și... nu în ultimul rând, Sorin Pârcălab. Aplauze pentru Sorin Pârcălab. Un om atât de cocoșat și de alb în cap că atunci când intră în cameră zici că au ieșit ghiocei. Mulțumesc. Și nu în ultimul rând, invitații noștri din seara asta, și anume Sore. Aplauze pentru Sore. Pe care am invitat-o pentru că aveam nevoie și de cineva blond la exterior, nu doar la interior, cum e Cristi Popescu. Mă bucur să ajut. Și Alina, vă rog aplauze pentru Alina. Care este atât de roz în cap că la un moment dat a încercat să o agațe un flamingo. Și a acceptat. Bun. Și Vlad Grigorescu. Atât, n-am nimic la tine. Ah. Vlad Grigorescu, mentalist care poate să vadă în mintea oamenilor, dar nu poate să vadă la apropiere. Care o ochelari. Ce zici? Exact. Bun, ei sunt invitații. Haideți să dăm drumul la emisiune. Cum o să decurgă treaba? După cum puteți vedea, avem două echipe. Fiecare echipă are și comedianți, are și invitați. Ce o să se întâmple? Vor fi diferite rubrici și la finalul rubricii fiecare echipă poate să câștige puncte. Punctele astea se vor transforma la final, se vor transforma în bani. Bani care se vor dona la Salvați Copiii România. Prima probă. Poza săptămânii. La proba asta avem o poză care este dintr-o știre de săptămâna asta și voi trebuie să ghiciți despre ce este știrea. Haideți să vedem poza. Avem două schelete acolo, sau doi scheleți. Oase, mai multe oase. Despre ce credeți că este vorba în știrea asta? Pot să zic eu prima? Că mă inspiră foarte tare, parcă sunt eu o poză. E poza aceea în care aștepți ca el să fie pregătit să te însoare cu tine. Da? Sună dureros un pic, ceva experiență aici. E ok, am inelul de logodnă de peste 8 ani, ok, pot să mai stau cu el, nicio problemă. Și nu l-ai cerut încă, nu? Eu pe el? Păi am crezut că ai inelul de logodnă. Îl am pe mână, vreau să zic. Mie mi se pare că e nunta unui cuplu care a mers prea departe cu keto. Cred că păsă nu la scrie, nu mai rezist și de sub scrie de foame, sub masă acolo. Bun. Vezi că la mire nici mort nu stă bine costumul. S-a recăsătorit Viorelis. Da, cu cineva de vârsta lui. Așa pare. Nu, sunt imagini în exclusivitate de la 24-a nunta lui Bahmuțeanu cu prigoană. Eu cred că e poza lui Dragnea cu colegul de celulă. Este reprezentarea vizuală a expresiei până la adânci bătrâneți. Da. Pe mine cel mai tare mă deranjează în poza asta faptul că scheletele sunt diferite. El pare un schelet luat de la un magazin de decorațiuni sau ceva, dar ea pare furată dintr-un laborator de biologie. E foarte corect anatomic vorbind. Ia. Eu cred că asta e o fotografie de la o nuntă obișnuită. Este momentul când se așteaptă friptura. Așa arată oamenii. Sau când îți spune ospătarul că se întoarce într-un minuțel. Lui clar se pare că au dat prea mult pe flori. Este de la starea civilă, când ofițerul e Iohannis. Poate și o glumiță care nu o să intre la montaj. Asta este dovada că pe Tinder îți găsești pe cineva și dacă ești, vai morții tăi.
Haideți să vă zic despre ce este vorba de fapt în știrea asta. Este vorba de fapt despre viitorii miri care au protestat în fața guvernului împotriva restricțiilor. Cuplurile care vor să facă marele pas și au strigat nemulțumirile în stradă și au protestat în fața guvernului pentru că nu-și pot ține nunțile. Sunt convins că cuplurile au protestat. Ea era foarte nemulțumită că nu mai poate să facă nunta, ci era, o, nu la naiba, nu mai trebuie să dau 35.000 de euro. Mi-e dor de o nuntă, să știi că n-am mai dat de mult avansul ca să-i un cuiva. E foarte greu să le explici oamenilor că practic le facem un bine. Că ei vor să protesteze ca după aia să poată să certe, ca după aia să divorțeze. Nu mai bine s-ar păstă toate etapele astea? Păi asta urmează un contraprotest al invitațiilor de nuntă. Și o să vină și jandarm la protest, nu? Și acum protestatarii nu o să mai arunce cu nu o să mai dorească flori jandarmilor, o să arunce cu buchetul pe spate. Nu o să mai întrebe tu cât pui, tu cât dai. Dar nu mai da atâta. Eu cred că e protest făcut de trupele de cover-uri. Cum te-ai gândit? Bun, eu o să decid că această rundă a fost câștigată de colegii mei din partea stângă. Vă rog aplauze. Echipa a primit în momentul ăsta 2 puncte. Mergem mai departe la următorul segment, știrile clickbait. Pentru că peste tot sunt știri clickbait, am zis să încercăm și noi niște știri. Mi se pare că v-ați descurcat de minune. Haideți să vedem cum v-ați descurcat și aici. Să ghiciți despre ce este vorba, de fapt, în următoarele titluri de știri clickbait. Da? Vedem niște titluri care sunt pe bune din ziare și voi trebuie să ghiciți despre ce este vorba, de fapt. Prima știre zice așa. Un bărbat rătăcit în munții Buzăului a fost descoperit după 5 zile. Cum a supraviețuit? Greu. Cum credeți că a supraviețuit? A găsit provizii în tunelurile energetice din Carpați. De la Daci? De la Daci, îți dai seama, lăsate de alea bune. Pateu Daci. Da. Eu cred că e o reclamă ascunsă la niște mezeluri. Cum a supraviețuit? Dă click aici. Sau s-a motivat spunându-și că cum e mai bine aici decât acasă cu nevasta? Pe mine mă intrigă, un bărbat rătăcit în munții Buzăului a fost descoperit după 5 zile. Eu cred că nu era rătăcit, cred că și-a lăsat mașina în parcare la mall și ieșind să-și caute mașina a ajuns în munții Buzăului la un moment dat, tot căutând unde e mașina. Pe mine mă intrigă munții Buzăului. Nu știam că există munții Buzăului. Pare ceva inventat de Consiliul Local să aducă oamenii acolo. De fapt munții Buzăului s-au rătăcit într-un bătrân. Eu cred că am înțeles greșit metafora. Stau ca vulturul pe stâncă și dușmanii mei pe lângă. Atunci, ca să continuăm, a supraviețuit cu covriș de Buzău. Hai, da, și eu cred că s-a întors singur oricum după 5 zile ca să prindă weekendul. Haideți să vă zic de fapt cum a supraviețuit. Se pare că buzoianul, vârstă de 49 de ani, a supraviețuit 5 nopți în munții Buzăului cu zăpadă și învelindu-se cu crenguțe de pin. Ce pretențios! Bă, ce nasol! Tu zici mă, ce nasol trebuie să fie să-ți fie un pic frig la șale și te trebuiască să găsești craca aia, să pui fix craca aia înapoi. Pe mine crenguțe mă deranjează de acolo. Ai nevoie de cât? 650 de crenguțe? Cât are nevoie? Ia o crengă mare și gata! Bă, dar cât timp ia? Că trebuie să-ți faci plapuma, trebuie să mergi să iei fiecare crenguță cu fiecare crenguță, să le înnozi un pic, nu? Să-ți faci un fel de plăpumioară. Și zăpadă pentru ce? De băut, adică? De băut. Bine, inițial și-a făcut o căsuță din paie, după care din crenguțe, după care a făcut din piatră. Nu cred. După aia o vilă cu 4 etaje. Da, i-a dărâmat-o lupul, ce rău. Adică de fapt era șeful colului Silvi, care avea vilă în pădure, așa a supraviețuit el, s-a dus în pădure. Mai avem încă o știre care zice așa. A prins un pește de 2,6 milioane de euro și e halucinant ce a ales să facă cu el. Bărbatul care a uimit întreaga planetă. Oare ce a făcut cu el? L-a vândut și a închiriat o lună întreagă o garsonieră confortul în Cluj.
Okay. Am și o idee. I-a dat drumul înapoi în apă pentru că era dezlegare la pește. Okay. Nu, mă, l-a pierdut la păcănele. L-a transferat atacant la Steaua. Eu cred că l-a lăsat acolo după ce a văzut că are 7 tone și că e iaht. Și că ce? E iaht. E iaht. Eu știu un pește în Brela care valorează mai mult. Asta e întrebarea. De ce oare era așa de scump peștele? Că era un ton de o tonă. A înghițit toate diamantele. Da, da, da. Era de fapt Florin Pește și tot taraful și toată echipa. Antamat pe 2 ani, da, nu? Da, da, da. Cu toate nunțile luate înainte. Era directorul unui banc de pești. Mama, pe bună. Bun, banc de pești. Mâncase toată viața numai cireșe. De alea de mai. Care sunt scumpe. Da. Haideți să vă zic despre ce era vorba. De fapt, era vorba despre un pește rar din specia marlin albastru, care are valoarea estimată de 2,6 milioane de dolari, sumă cu care familia pescarului s-ar fi îmbogățit. Bărbatul însă a luat o decizie șocantă, acesta, în loc să încaseze banii, a ales să felieze peștele și să-l mănânce împreună cu familia și prietenii. Eu am primit un mail de la nigerianul ăsta, să știi, cred. Era specia marlina albastru? Da. Expertul unde era. Da, asta e înrudit cu Marlin Monroe. Marlin Maro, Macro. La care te gândești. Macro. Această rundă o câștigă echipa din stânga mea pentru gluma cu bancul de pești. Următoarea știre zice așa: un român a descoperit ceva ciudat în pământ. Ce a reușit să scoată de acolo? Tricou cu Metallica. Un fir gros misterios care părea că nu se mai termină, în alte știri, 6 județe au rămas fără curent. Pe sine, după ce a revenit apa caldă. Nu a găsit fotbalul românesc. Știu și eu ce a mai găsit. Ce? Cariera lui Mihai Trăistariu. Dacă a găsit ceva ciudat în România, nu poate fi vorba decât de un tronson de autostradă. Știu ce n-a găsit. N-a găsit petrol, că altfel ar fi venit americanii să ne elibereze de sub regim. De sub regimul propriu. A găsit un prieten al lui Toma care intrase în pământ de rușine după gluma asta. Mai e o variantă să fi găsit metroul din Cluj? Cum mea echipă? Sau o vedetă fără podcast. Adică pe mine? Banii dumneavoastră, știi? Asta e. Aici sunt banii dumneavoastră? E veche, nu? Sunteți tineri. Întrebarea mea, de fapt, este... Cum se zice corect exemplar? Ce căuta el acolo? Cariera mea! Poate limba română. Un X6 care să nu fie pe alb. Limba noastră e o comoară? Ați trecut foarte repede de asta. Bun. Se pare că în știrea asta este vorba despre un român care a descoperit în pământ o piatră foarte sferică. Atâta tot. Bun. Am să zic că această rundă a fost la egalitate, așa că fiecare echipă primește câte un punct. Aplauze. Bine! Următoarea știre clickbait zice așa: scandalos cât au ajuns să coste cireșele de-abia apărute pe piață. Cât au ajuns să coste? Sincer, eu n-aș fi uimit acum să aflu cât au ajuns să coste, pentru că n-au cum să coste la fel de mult ca cireșele bio culese de virgine, cu care m-au obișnuit traiul oferit de stand-up comedy. Atât de scumpe încât dacă le... E cel mai trist în criza asta a cireșelor e să fii vicină. Ești aproape cireașă. Și totuși. Da. Și viața. Sau sunt la fel de scumpe ca pensia alimentară pe care o plătește Borcea. Are mulți copii, nu? Nu? N-are? Are. Sunt are, atât are. De scumpe că poți să-ți iei fake-uri de la băieți. Cireșe fake, da? Sau la aparate, știi, când faci linie de cireșe, te plătește tot cu cireșe. Cât ziceți? Cât ziceți că sunt de scumpe? Cel puțin 6. Cel puțin 6. 100 de euro? Cât o vacanță în Maldive? Nu, 50 de lei kilo. 68 de lei kilo, zic eu, nu știu de ce. 150 de lei.
69, zic eu. Ești la un leu distanță de 68. Cel mai aproape a fost echipa din stânga cu 150 de lei. Este vorba despre 200 de lei. Cum adică? What? Da. 200 de lei? Chiar că scandalos! Știi, scandalos! Chiar că. Să știi că depinde ce vacanță în Maldive alegi, că s-ar putea ca Vlad să fi fost mai aproape. Da, corect. Că sunt și vacanțe. Dar să știi că, viermi sunt foarte liniștiți, să-și dau seama că e o bulă imobiliară. Eu, serios, eu la 150 ai zis? Eu la 150, 200. Eu prefer să-mi cumpăr măsline și tempera. Viermi sunt baronii locali. Următoarea știre, clickbait. Următorul titlu, clickbait, zice așa. Regina Elisabeta a doua a rupt tăcerea după interviul dat de Meghan Markle și prințul Harry. A rupt tăcerea. Dar n-a rupt imediat, mai întâi și-a pus proteza. I-a trimis lui Meghan Markle link-ul cu piesa de mâine îți dau un follow, 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 follow. Trebuia să zic. Cred că a zis casa regală nu e acasă. Ok. Ok, ok. Eu am o imagine cu regina nervoasă care flexează așa coroana. Sau a zis să dea dracii dacă le mai fac eu sarmale. Sincer, este mult mai interesant tot ce ați zis voi decât știrea adevărată, care zice că ea spune că ei în continuare fac parte din familia regală. Cu sufletul. Cu sufletul, da. Da. O să zic că această rundă este 0 la 0! Bine! Ce aplaudați? De ce aplaudați? Mergem mai departe la următoarea rundă, care se numește știrile pe loc, unde vom avea două clipuri din două știri și câte un reprezentant al fiecărei echipe. O să vă rog să numiți fiecare echipă să numiți un reprezentant. Fiecare reprezentant va trebui să comenteze știrea ca și cum ar fi un știrist, să dați vocea de peste imagini, ca și cum ați ști despre ce este vorba de fapt acolo. Ce reprezentant avem de la echipa voastră? Sorin este reprezentantul echipei din stânga, iar în echipa din dreapta... Toma, clar, cine? Toma, da. Evident. Haideți să începem cu Sorin, să vedem imaginile. Ei, mâncați aș gulata, ceva îngrășat. Dacă văd asta așa frumos, elegant. Drept, drept, toată lumea drept. Trece regele vostru. Mâncam aș gura voastră. Așa, mai ușor cu parfumul. Băiatul, băiatul. Ce fac, aoleu. Nici nu mă uit, nici nu mă uit. Dă-l în măsa. Trebuie să te ia drept. Așa. Aoleu. Deci, iată ce aici, băiatul. Dăm un sandwich, o apă. Așa, vine regele din nou, coboară. Da. Băiatu, sper că ți-ai revenit, nu? Eu salt. Ah, ok. Hai, v-am pupat. Pa! Ai o piatră în 5 de băiatul? E, salutare, salutare! Am plecat. I-am scăpat de proșteți. Hai de bătaie! Mulțumim frumos, Sorin. Haideți să vedem și imaginile pentru știrea lui Toma. E, pinguinul imperial își face veacul la cantina comună din Arctic. Asta este mașina care vine cu... cum le zice, sacourile pentru pinguini aici. În cutie sunt pinguinii care au scăpat data trecută către țări mai calde și oamenii ăștia se duc acum să ducă pinguini. Pinguinii așteaptă înăuntru, fiind frig, știm cu toții pinguinilor nu le place frigul, două feluri de pinguini, dar asta e altă discuție. Și sunt cuiați acolo ca să nu scape, sunt mai multe uși, pinguinii sunt acolo în spate, puteți... Am ajuns în coridor, aici locuiau înainte pinguinii. I-am... Neplătindu-și chiria, a fost nevoit să-i ducem în camera din spate și avem spațiul ăsta tot liber aici. O să organizăm aici, o să fie discoteca locală din Arctic. Pinguinii, iată, s-au refugiat și mai departe de frica apei care s-a infiltrat, de frică și de apă. Și se pare că au adus proviziile. Aici sunt parte din pinguini și au venit și cu niște pești.
pentru pinguin. Ăla este congelatorul din spate, unde o să pună pentru pinguin. Pești și ce mai mănâncă ei? Fish mac, dublu cheese. Au cerut și un shake mare, dar l-a uitat băiatul de la... În fine. Aici este un apartament din drumul taberei. Și avem cutiile cu restul de resturile pinguinii care practic care au fost care s-au ridicat și au avut ceva de spus împotriva regimului. Iată cum arată cum se mulțesc pinguinii. Și aici este ce putem obține din pinguin și poate fi consumat în orice vreme, sunt niște pachete cu practic pinguin pasați. Se bagă un pai, asta este numărul de, nu au nume, pinguinii au numere de identificare, era al doilea pinguin. Astea sunt fără legătură, trebuia să iasă la 3 minute documentarul și băiatul care făcea montajul avea cont pe Pixabay și a luat de acolo ce a găsit gratis la aceeași rezoluție cu restul documentarului. De aia nu se potrivesc nici culorile, nici... Zbăgate niște cadre aleatoare, că n-au treabă cu pinguinii, așteptăm la final să ne întoarcem înapoi, spice de grâu. Ce mai era la... era reducere pe Pixar. Așa, și ne-am întors. El este descoperitorul pinguinilor. El a descoperit o dată pinguinii. Este așa și el ne povestește aici, nu auzim, dar ne povestește despre, practic, iubirea vieții lui, care era un flamingo, nu era un pinguin, dar cumva pinguinii l-au ajuns în... Așa și cadrul de încheiere, iarăși, luate din mai multe, au fost cu camera acolo, s-au învârtit un pic. Un băț. Și e sfârșitul. Punctele merg la echipa din dreapta. Pentru bățul ăla. Bine, Toma! La băț, acolo ne-ai scos. Că această rubrică a fost măzluită, l-a avut mai multe minute, l-a avut mai puține, normal, dai banii după aia. Și... Punctele au mers la echipa din dreapta și noi mergem mai departe la proba știri false. La proba asta eu o să vă prezint trei tipuri de știri. Una dintre ele nu este adevărată. Voi trebuie să ghiciți care dintre ele nu este adevărată și să le discutăm pe fiecare, să ziceți de ce credeți că e adevărată sau de ce credeți că este neadevărată fiecare dintre știrile astea. Haideți să vedem care sunt știrile. Prima știre zice așa. 68 de monede antice au fost descoperite de un polițist care apoi a sunat la poliție. Știrea B. Dana Budeanu a mărturisit în premieră că bătrânii o fac să plângă. Și știrea C. Gigi Becali anunță că PCSB va avea doar jucători cu nume de sfinți. Eu cred că prima e falsă, că polițistul nu are cum să numere el până la 68. Deci, păi nu, cred că știau că sunt 68, au sunat la poliție și după aia au venit toți și au numărat împreună, fiecare până la 10. Au fost ei 68 de polițiști? Dar, sigur a fost un apel ciudat că e un polițist care a sunat la poliție. Era el, alo, da, eu, ce s-a întâmplat? Eu cred că a sunat la poliție dacă a să-și dea demisia, că s-a pensionat pe caz de bogăție. Dar 68 de monede au fost practic restul de la o statuie antică pe care au vândut-o. Cred că știrea falsă, este Dana Budeanu a mărturisit în primul rând că bătrânii o fac să plângă, eu pentru că pe Dana Budeanu nu face nimeni să plângă decât pantofii. Ba da, este adevărată și este dovada clară că și băieții plâng câteodată. Eu nu cred că e capabilă de plâns Dana Budeanu. Ea râde de bătrân și îi dau lacrimile râzând și crede că l-ai plâns. Dar dacă se referă la bătrânii ei, care îi zic că, bă, tu nu ești fata noastră. Mi se pare că Dana Budeanu este o fire sensibilă de felul ei. Da, e super sensibilă. O trage curentul. Eu cred că ea e singura... Fereastra închisă. Eu cred că e singura care nu plânge nici când taie ceapă. Plânge ceapa când o taie. Plânge o taie, da, exact. Eu expirat și șervețelele din casă, cred că. Da. Eu cred că mi se pare că e atât de insensibilă că ea în Titanic ținea cu iceberg-ul. Haideți să vedem, la știrea ce? Ce ziceți? E adevărat sau nu e adevărat? Dacă nu e adevărat, tocmai i-am dat o idee lui Biecă. Adevărat. Eu zic că e adevărată. De ce? Da. Că-i dement omul ăla. De ce?
Dar o să fie greu pentru comentatori cu Ioan Botezătorul pasă către Elefterie. Nu. Sfântul Elefterie. Către Sfântul Elefterie. Nu, și dacă meciurile o să fie date pe Trinitas, și atunci o să fie acum intră Ioan Botezătorul în care eu, în care eu, nu știu ce. Da, vă dați seama că nu-i mai trimite în cantonament, îi trimite în pelerinaj. Bam, bam. Deci care este? Haideți să vedem. Vreau fiecare echipă să voteze cu una dintre variante, să vedem. Deci care este? Care e? Care e adevărat? Care este falsă? Haideți să vedem care dintre știri este falsă. Falsa e cu Becali. Echipa dreaptă s-a hotărât? Da, eu merg pe... Eu o să aleg eu, da. Echipa din stânga? B. Dana Budeanu. Corect este răspunsul C. Și punctele merg bine. Bine! Băi, mare fotbalist! Care e falsă. Mergem la următorul segment unde trebuie să facem cam aceeași chestie, numai că trebuie să ghicim care dintre următoarele citate este fals. Și vă voi zice trei citate. Primul zice așa. Poți să înveți orice limbă străină dacă știi să dai din mâini. Marian Vanghelie. Asta a zis el? Voi trebuie să ghiciți care dintre ele este cel fals. Unul singur este fals. Uh-huh. Al doilea. N-am citit Kama Sutra, dar aș vrea să o rescriu. Irinel Columbean. Asta e adevărat. Și cel de-al treilea citat. Nu ne-au provocat, ne-au bătut direct. Erau niște copii, aveau 20-25 de ani, m-a sunat și maică-sa, i-am iertat din cauza mamei că ea mi-a spus să iert. J'ador. Eu cred că aia e adevărată, pentru că cu siguranță trebuia bătuți. Dacă la el copiii au 20-25 de ani, cum arată bătrânii în universul lui? 26-27, că are 26-27 are. Eu înțeleg la Irinel că este normal că vrea să rescrie Kama Sutra. Eu cred că ar trebui să rescrie altceva, cum ar fi idiotul. Sau... sau să inventeze poziția varice. Ce poziție ar rescrie el? Ce poziție credeți? Poziția piticului! Nu știu, dar auzi, dar pozele din carte o să fie făcute doar din perspectiva pângaura cheii, știi? Bun, bun, că a avut el un sex tape, pângaura cheii. Poziția ruptură de șold. Mie mi se pare fascinant că vrea să rescrie o carte cu poze. Deja e, pentru mine asta mă... Da, mă, dar vrea să o rescrie din perspectiva unui singur om. Păi și primul citat să fie ăla fals? Păi nu știu, ziceți voi. Nu, nu, eu zic că e adevărat. Da, eu zic că e adevărat pentru că el așa a învățat limba română. Da, da. Marian Vanghelie face confuzie între învățat limba străină și zburat. Asta este. Deci poți să înveți o limbă străină dacă dai din mâini, dar tot Marian Vanghelie știe că poți să iei bani străini dacă dai din fund. Așa. Nu mă, răducioiul era bun pe italiană. Ai văzut cum rupea pe italiană răducioiul? Rupea. Papiri-pupiri. Tutti-frutti. Haideți să voteze fiecare echipă. Vreau să voteze întâi echipa din dreapta. Nu, întâi echipa din stânga să voteze și după care echipa din dreapta. Că data trecută am făcut invers. Băi, fără. Columbeanu fals. Nu, aia de curat pentru asta. Care? Cu Columbeanu. Deci una singură e falsă? Una singură este falsă. A, aia cu Vanghelie. Nu, fals este... A, da, 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 fals până... Da, mă concentrez mai greu, e ok, sunt blonda din grup. Deci, da, ziceți voi. Da, deci noi zicem A. Da, da. Voi ziceți A? Noi zicem B. Da. Voi ziceți B. Răspunsul corect este A. Încă o dată, bam! Ha! Punctele merg din nou la echipa din dreapta. Mergem la următoarea rubrică, o rubrică în care eu vă dau mai multe situații și voi trebuie să dați replici la fiecare dintre situații. Cine dă mai multe replici sau replici mai amuzante câștigă punctele. Haideți să vedem care este prima situație. Prima situație zice așa. Replici de agățat la supermarket. Cash sau hard? O angajată de la raionul bio este rugată să-mi dea numărul de telefon. Oh. Te-a durut când ți-a căzut conserva aia în cap? Te-ai făcut-o și cu privire. Da. Încă n-am ajuns la casă, dar aș vrea să-mi iau plasă cu tine. Oh. Știi ce lipsește din căruțul ăsta? Copilul nostru. L-ați pierdut? Da. Păstrează restul. Restul inimii mele. Oh. Scuze, te știu de la raionul delicatese? În sfârșit știu de ce revin. Vides pe aici sau ești doar part-time?
Uite numărul meu, sună-mă când ești la vânzare accelerată, că acum ești tare scumpă. Spune-mi punguță, că m-ai rupt. Scuze, fusta aia este o invitație, că nu văd că ai și decolteu. Ce faci de seară? Cam o casă liberă. Bip. Cineva să cheme paza pentru că mi-ai furat inima. Atâtea produse lipsesc de pe raft, dar tu ești cea mai marfă. Da. Ești atât de scumpă că ai sistem de la de siguranță. Poți să te invit la casă că n-am mai marcat o lună? Am auzit că îți place să dansezi la codul de bară. Areți agenul care profită de oferte. Următoarea situație. Reclame respinse la litoralul Bulgariei. Bulgaria. De când România? Sau vrei o vacanță în România, în Bulgaria? La cât de veche e mâncarea, serviciul se numește Bol Inclusiv. Bulgaria. Dacă n-ai răbdare să ajungi în Grecia. Sau dacă nu mai ai benzină, dacă nu mai ai bani, te duci în Grecia. Locul unde orice salată este bulgărească. Corect. Sau unde salata bulgărească se numește salată. Bulgaria, dacă vrei să iei o pauză, cât timp înmatriculezi mașină? Vrei niște înțepături de Albena? Bulgaria, vii cu mașina, pleci cu trenul. Continuați versul. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Da. Asta e maneaua, nu? Da. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Nu reproșez, dar nici tu nu... De fapt e așa. Toate diamantele le cumpăr pentru tine care îți plac. Toate diamantele... Care îți place. Care îți... Nu, să nu exagerăm. Pe care? Pe care, pe care îți plac. Scuze. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Hai, fă Cadelia și vină la mine. Toate diamantele le cumpăr pentru tine că te-ai apucat de tăiat sticlă. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Numai Sorina a înțeles-o pe asta, scuze-mă. Toate diamantele le cumpăr pentru tine pentru că aia dinainte s-a despărțit de mine. Toate diamantele le cumpăr pentru tine când o să vadă contabilul o să leșine. Toate diamantele cumpăr pentru tine, majoritatea, că fiți cu intervine. Următoarea situație, ce nu o să auzi niciodată la știri? Șoc! Pot să iau, o să iau ceva să, ca și cum sunt la știri. Șoc! Acolo. Șoc! O crimă brutală s-a petrecut astăzi la mine în apartament când unul din cei doi locatari a lăsat iarăși sertarele întredeschise. Accident soldat cu doi morți pe autostrada Soarelui. Și acum bancul zilei. News. Politicianul și-a recunoscut fapta și a returnat banii cu tot cu dobândă. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de upgrade la software de promptă. Restartați acum. Haideți să vedem și cea mai proastă scuză pentru când vii beat sau beată acasă. Pentru tine m-am îmbătat ca să uit unde stau amantele. Cu cât beau eu mai mult, rămâne mai puțin pentru tineri. Pentru viitorul țării beau. Bă. Draga mea, cum pot eu să vă bat treaz? N-am eu inimă. Bă, eu nu-s beat, am alergie la vodcă. Cele mai proaste scuze să te bagi în față la coadă la poștă. Ultima oară am stat 2 ore la coadă la poștă. Cea mai bună scuză. Nu vă supărați, vreau să văd și dacă asta e coada bună. Mă duc și în față să întreb. Așa se face. Hashtag adevărat. Ia scuze, eu de cât vreau să mă bag în față? Nu mă, zici că... Nu vă supărați, trebuie să iau și eu să încasez alocația copilului că începe meciul și să apuc să bag biletul la pariuri. Hey, scuze, tu faci sport? Hei, aia e Dana Budeanu? Am și eu mitraliera asta, poștă, Da. Și aici cred că putem să încheiem. Putem să rog aplauze pentru ambele echipe. Cred că s-au descurcat de minune, așa că fiecare echipă primește câte 10 puncte. Nu așteptam asta. Pentru că ne apropiem de final și nu vreau să rămână ceva nespus, acum avem o rubrică în care vreau să vă rog, dacă aveți ceva pe suflet,
să spuneți unuia dintre competitorii voștri sau inamici sau chiar și colegii voștri, este momentul pentru rubrica Atac la persoană. Dacă aveți ceva pe suflet și vreți să ziceți, vă rog să o faceți, acum e momentul. Eu vreau să zic lui Vlad Grigorescu ceva. Atunci să știi că nu m-am gândit la niciun număr. Nici eu nu văzusem nimic în capul tău. Ce nu-și dau seama oamenii de acasă e că Toma a făcut playback toată emisiunea. El n-a vorbit sub mască. El de fapt nici nu e Toma. Uite, vedeți, ei se sapă între ei. Da, observi, observi, da. Toată lumea. Toma, nu poți să-i faci ăla cu jocul de cărți, să aleagă o carte, care e ok așa depărtați că nu poți să aleagă doar una. Nu, legat de producția acestei emisiuni, ar vrea să-i mulțumesc lui Popescu pentru că ne-a economisit vreo două lumini de studio cu chelia aia. Bani pe care i-am cheltuit pe pudră după aia. Dar te-am machiat bine, arăt să zic de rău. Da, nu. Despre ei, nu despre mine. Poți să zic de rău doar despre mine. Puteți să ziceți și de bine despre fiecare dintre voi. Mie mi-au plăcut oamenii, n-am ce să reproșez. Echipa voastră arată fix ca un număr de circ. Magician, asistentă blondă, pitic. Primim. Toma, dă-i direct și să scăpăm dreapă o dată. Okay. Conform punctajului meu, echipa câștigătoare din seara asta este... Suspans, emoție. Echipa din... Dreapta, vă rog frumos să aplaudați! 100 de lei! Aici era limita la 100 de lei! Bravo! 100 de lei, țineți minte! Mulțumim mult invitațiilor noștri din seara asta! Mulțumim frumos, Sorin! Mulțumim frumos, Alina! Mulțumim frumos, Cristi! Mulțumim, Vlad! Mulțumim, Sorin! Mulțumim, Toma! Asta a fost prima ediție din săptămâna azi! Ne vedem și săptămâna viitoare! Pa, pa! Come on, come on.